Salutare lumei, eu sunt Alex și bine v-am găsit la un nou videoclip, acum revin cu un infovideo și da, fraților, în sfârșit facem partea a doua, ediția a doua la YouTube Ro Tournament. Știu că prima parte probabil v-a plăcut la cei mai mulți dintre voi și așa am hotărât cu toții să facem și partea a doua. Ok, ăsta va fi logo-ul pentru ediția a doua și a încercat și Volkov aici să facă și el ceva Așa Și acum haideți să vă spun regulile și uh, practic prin acest clip dau start înscrierilor, dar nu o să fac ca la prima ediție când m-ați înjurat că, că direct din primul clip cu YouTube Roturnament v-am arătat toți participanții, ci în acest clip vă dau șansa să vă înscrieți și voi la YouTube Roturnament și să apăreți în acest turneu și de ce nu să jucați cu legenda Alex FIFA Mobile and More. Ok, fraților, și acum haideți să vă spun regulile și dacă le îndepliniți, lăsați un comentariu la acest clip sau dați un mesaj pe profilul meu de Facebook. Ok, trebuie să aveți 500 de abonați la canalul vostru de YouTube și să aveți ceva calitate la clipuri. O să jucăm cu echipe full gold, deci nu contează că unul are 95 la primul 11 pe cea mai bună formație sau că are 105, da? O să jucăm cu echipe full gold, fără niciun game changer în echipă, da, ok, pentru că, na, unii poate au mai mult game changer, alții mai puțini, unii nu mai sunt pe market și așa am hotărât să jucăm fără niciun game changer. O să mergem în ligă unul la altul și așa o să jucăm câte două ture fiecare, adică un meci câte două reprize fiecare mai bine zis, fără counter pe formația aleasă, Adică, de exemplu, dacă eu vreau să joc formația 4 4 1, 1 contra lui X, o să-i spun în privat, o să-i dau mesaj și o să-i spun să scoată counterul. Ok, și cam astea ar fi regulile de bază, probabil am uitat eu una, dar o să vă apară pe ecran acum sau ceva de genul. Și da, cum v-am zis, lăsați un comentariu la acest clip sau dați mesaj pe profilul de Facebook dacă vreți să vă înscrieți numărul participanților nu poate fi o problemă pentru că chiar dacă o să fim 8, 12 sau 16, eu am pregătită deja structura, deci știu cum o să fac și fazele eliminatorii, deci e ok, putem fi cât mai mulți și da, cam atât ar fi cu acest info video. vă aștept în număr cât mai mare să vă înscrieți și o să revin peste câteva zile cu toți participanții și primele meciuri. Până atunci, eu am fost Alex, numai bine!